Siegfried Mureșan, candidat PNL la europarlamentare, europarlamentar și purtător de cuvânt al PPE, astăzi la Hot News Live. Bine ați venit, domnule Mureșan. Vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua, bine v-am găsit. Veniți de la Biroul Electoral Central, unde PNL a depus listele de susținere de semnături pentru alegerile europarlamentare. 1.406.000 de semnături în favoarea PNL-ului. De ce vă trebuiau atât de multe semnături, că legal doar 200.000 aveați nevoie? Noi am strâns și am strâns și am tot strâns semnături. De câteva săptămâni, membrii și susținătorii Partidului Național Liberal se află pe străzi în toate colțurile țării și atâtea semnături s-au strâns. Chiar astăzi am văzut pe rețelele de socializare, colegii noștri din fiecare județ al țării, cu transparență maximă, au anunțat numărul de semnături strânse, 55.000 la Alba, 30, 35, 40, 50 în alte județe. Oamenii au ieșit pe stradă și eu am fost în mai multe colțuri ale țării la strâns de semnături în ultimele săptămâni. Am fost la Constanța, am fost la Bârlad, am fost sâmbătă la Brașov, unde chiar am și semnat lista de semnături. Eu însumi și-am văzut un grad ridicat de favorabilitate. În Bârlad, de exemplu, lumea spunea foarte clar, semnăm și așteptăm de la voi să ne scăpați de ciuma roșie. Așteptăm de la voi să ne scăpați de Partidul Social Democrat. Cred că oamenii înțeleg tot mai bine care este miza acestor alegeri. De 2 ani de zile oamenii sunt în stradă. Înțeleg că au fost păcăliți la ultimele alegeri parlamentare. PSD-ul a promis una, a promis salarii mari, a promis pensii mari și face alta, face agenda infractorilor. Principalul lor obiectiv este scăparea președintelui PSD de închisoare și a altor câtorva lideri ai partidului. Oamenii au înțeles acest lucru. Mi se pare că oamenii sunt doinici să iasă la vot și mi se pare că oamenii și înțeleg că alternativa la PSD va porni de la noi, de la Partidul Național Liberal. Noi suntem singurul partid care poate bate PSD-ul la vot. I-am bătut în Parlamentul României când am dublat alocațiile, i-am bătut în Parlamentul European când noi am dorit ca reprezentantul României să devină procuror șef european, iar ei nu. Dar vor ieși oamenii la vot pentru că la alegerile europarlamentare, nu doar în România, ci și în Uniunea Europeană, prezența nu este atât de mare. Păi, miza acum este foarte mare. Este o miză europeană, este și o miză românească. Este primul barometru, primul test după alegerile parlamentare în urmă cu 2 ani de zile, la care am văzut participarea mică la ce a dus. Dacă nu ieși la vot, votează celălalt pentru tine. Rezultatul este dat de cel care merge la vot și nu de tine care stai acasă. Mi se pare că oamenii înțeleg tot mai bine cât sunt de importante aceste alegeri și cred că am face jocurile PSD-ului dacă am intrat în acest cor și am spune participarea va fi mică. Nu, eu cred că rata de participare va fi mare, eu cred că va fi mai mare decât la ultimele alegeri europarlamentare, cred că oamenii au înțeles miza acestor alegeri, vor ieși la vot și e foarte bine. Știu că PSD-ul ar dori ca noi toți să stăm acasă și doar votanții lor să iasă la vot, dar nu se va întâmpla acest lucru. Mureșan, începe campania în Scutii. Uh-huh. Pentru o lună va începe campania, veți merge prin țară, bănuiesc? Da, categoric. Plec chiar astăzi la Hunedoara, în județul în care m-am născut. Vă întâlniți cu un alegător, nehotărât să-i spunem, pe stradă. Cum îl convingeți, dumneavoastră, să vină pe 26 mai la vot? Cum explicați? De ce este important să vină? Pentru că până la urmă omul întreabă, de ce să vin eu? Că de fiecare dată am votat și niciodată nu s-a ținut cont de ceea ce am vrut eu. Eu sunt acel alegător, convingeți-mă să ies la vot. De unde sunteți din România? Din București. Așa. Deci, în orice colț al țării locuiți, fie că locuiți la sat, fie că locuiți la oraș, legislația europeană vă afectează viața foarte mult. Mai mult de jumătate din legile țării care se fac aici, în Parlamentul de la București, sunt făcute ca urmare a unor directive, ca urmare a unor recomandări de la nivel european. Cea mai importantă decizie care se va lua imediat după alegerile europarlamentare va fi câte fonduri europene vor veni în România, spre cine și în ce condiții în următorii 10 ani. Nu mai puțin, 10 ani. O miză extraordinară pentru dezvoltarea României. Câți bani vor veni la fermieri, câți bani la micile ferme, câți bani la marile ferme, câți bani vom avea pentru autostrăzi, pentru căi ferate, câți bani vom avea pentru a ne extinde rețeaua de gaze la sat, rețeaua de canalizare, pentru a ne reabilita drumuri și de aceea e foarte important ca România să fie reprezentată în Parlamentul European de oameni politici competenți și credibili, oameni politici care să poată obține lucruri pentru România în Parlamentul European.
Mare parte din legile care se fac aici, cum v-am spus, vin ca urmare a unor recomandări de la nivel european, iar cele mai importante decizii vor fi exact acestea, legate de fondurile europene. Și imaginați-vă, adică trebuie să știți următorul lucru. Atâta timp cât avem un guvern care este izolat pe plan european, importanța Parlamentului European este și mai mare. În deciziile legate de fonduri europene decid guvernele țărilor și decide Parlamentul European. Atâta timp cât avem un guvern șchiop, ca să fiu politicos, atâta timp cât avem un prim-ministru incapabil să se impună într-o negociere pe fonduri europene în fața Angelei Merkel, a primului ministru al Italiei, al Franței, al Poloniei, al lui Victor Orban, este și mai important să avem o voce puternică în Parlamentul European, să avem europarlamentari care să știe cum să obțină multe fonduri europene pentru România, să știe la ce uși să bată și când bat la anumite uși să se deschidă acele uși. De câți bani este vorba? Situația este următoarea. Comisia Europeană, care este executivul Uniunii Europene, a făcut o propunere pentru bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani. Și Comisia Europeană a spus următorul lucru. Pentru România propunem în următorii 7 ani mai multe fonduri europene, deoarece încă nu v-ați terminat autostrăzile, încă nu v-ați terminat căile ferate, încă trebuie să vă îmbunătățiți eficiența energetică. Ca atare, Uniunea Europeană vrea să fie alături de România. Și Comisia Europeană a propus României, pentru următorii 7 ani, fonduri structurale și de coeziune, bani pentru autostrăzi, spitale regionale, căi ferate, 27 de miliarde de euro, față de 25 cât avem în această perioadă. O creștere cu 2 miliarde, adică cu 8%. Dar în timp ce nouă ne-au propus 2 miliarde în plus, 8% în plus, Poloniei au propus minus 24%, Ungariei minus 23%, fiindcă acolo autostrăzile sunt construite, căile ferate de mare viteză sunt construite. Ne plac 9 plus 8%, ne plac. Îi mulțumesc pe polonezi și pe maghiari minus 23, minus 24%, categoric nu. Deci vor urma negocieri extrem de dificile și de capacitatea guvernului României și a europarlamentarilor români de a se impune în astfel de negocieri va depinde dacă România va primi 27, 25, 23 de miliarde Dar de euro. Dar nu numai de acest lucru depinde, pentru că a fost în Parlamentul European și aș vrea să trecem la altă tema discuției noastre acum. O decizie privind condiționarea alocării fondurilor de statul de drept. Da. În aceste zile sunt niște negocieri pentru procurorul șef european la Parlamentul European și la Bruxelles. Spuneți-ne, ar fi un semnal pozitiv pentru România dacă procurorul șef european, care va avea în competență tocmai aceste fonduri, în sensul în care va exista evaziune în ceea ce privește aceste fonduri. Este important ca acest procuror șef european să fie român? Categoric da, din mai multe motive. În primul rând ar fi un semnal extraordinar spre toți magistrații din România, spre toți procurorii care își fac treaba în condiții extrem de dificile și care au lucrat sub o presiune foarte mare. În al doilea rând, această nouă instituție, această nouă procuratură europeană trebuie condusă de un procuror care are experiență în combaterea corupției la nivel înalt, care a gestionat cazuri complexe de corupție, iar candidatul român, doamna Chioveși, a dovedit că poate gestiona asemenea cazuri. La audierea ce a avut loc în Parlamentul European, europarlamentarii de la Partidul Social Democrat au făcut tot ce au putut pentru a organiza o audiere cât mai dificilă pentru doamna Chioveși. Întrebările puse de ei au fost mult mai dificile, mult mai tendențioase decât întrebările primite de ceilalți candidați. Iar concluzia pe care au tras-o după aceea europarlamentarii din celelalte țări a fost următoarea. Am văzut că avem un candidat care poate lucra sub presiune, care face față presiunii și este unul din lucrurile pe care am vrut să le vedem. Ca atare, mulțumim europarlamentarilor PSD care au vrut să facă rău candidatului român și au ajutat-o în a arăta întregului Parlament European că poate lucra sub presiune, că nu-și pierde cumpătul, că este un candidat care nu are nimic de ascuns și este un candidat care dorește să răspundă tuturor întrebărilor. De aceea, noi, Partidul Național Liberal, de când a apărut această candidatură, am anunțat că o susținem, fiindcă este un candidat român și fiindcă așa se cuvine când poți susține un conațional de-al tău să o faci, unul la mână, doi la mână, tocmai datorită semnalului
ce ar fi dat spre procurorii, spre magistrații din România, dar și spre toți ceilalți oameni cinstiți care își fac treaba în România. Pentru mine, de exemplu, Parlamentul este un loc de muncă. Mi-au în fiecare dimineață la ora 7:30 geanta și merg la serviciu. Cred că acesta este semnalul pe care persoanele publice trebuie să-l dea spre, spre tineri, spre copii, nu semnalul pe care îl dai cocoțând o agramată în fruntea guvernului. Iar cel de-al treilea motiv pentru care doamna Crivești merită să fie procuror european este, cum am spus, competența dumneai ei și experiența în gestionarea cazurilor de mare corupție. În paralel cu negocierile care au loc acum la Bruxelles, la București se vorbește inclusiv neoficial de o posibilă retragere a României din această procedură a parchetului european. E posibil? Așa e când ai un guvern controlat de un infractor, de un condamnat penal recidivist. România a semnat participarea la acest procuror european. Sunt 22 de state membre ale Uniunii Europene din 28 care participă. Și această instituție, până acum, după cum știți, frauda, evaziunea, neregulile cu fonduri europene au fost investigate de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de OLAF, iar concluziile investigațiilor au fost puse la final la dispoziția autorităților competente din fiecare stat membru al Uniunii Europene, în România DNA-ului. În multe țări membre ale Uniunii Europene, aceste autorități își fac treaba, dar au existat și stat membre ale Uniunii Europene, unde cazurile s-au împotmolit în justiție și nu au fost rezolvate. Acest procuror european, practic, va putea merge în instanță, capătă prerogative extinse și șansa ca aceste cazuri să fie duse la bun sfârșit este mult mai mare. De aceea spun foarte clar, oricine pune sub semnul întrebării participarea României la procurorul european face agenda infractorilor. Oricine dorește ca România să se retragă din această instituție dorește ca cazurile de fraudă cu fonduri europene din România să nu fie rezolvate și acest lucru trebuie spus foarte clar. Dar tehnic este posibil? România participă la această instituție de la început. Instituția încă nu este clădită. Aceasta este tocmai misiunea primului procuror șef european. Ne propunem ca această instituție să își înceapă activitatea la finalul anului 2020, iar procurorul șef european pe care îl vom alege în prima jumătate a acestui an va avea tocmai această misiune de a clădi o instituție robustă și de aceea spun foarte clar, orice fantezie cu privire la orice dorință cu privire la retragerea României din această instituție este o iluzie a celor care doresc o justiție slabă, doresc să protejeze evazioniștii și corupții. Domnule Mureșan, până pe 31 martie România trebuia să trimită propunerile de procurori delegați pentru această instituție. Deci era un pas în constituirea acestui organism la nivel european. Domnul Toader a amânat interviurile, astăzi suntem în 27, mai sunt 4 zile, niciun anunț. Da, a încercat să afecteze procedura, a încercat să o modifice, să o slăbească și acum evident tărăgânează lucrurile. Este clar că avem un guvern al României care nu dorește începerea cu succes a activității acestei noi procuraturi europene și cum am spus, oricine pune bețe în roate nominalizării procurorului șef, desemnării procurorilor delegați, începerii cât mai rapide a activității acestei instituții, de fapt este un complice al celor care fac fraudă cu fonduri europene și este foarte clară și intenția domnului Toader de a delega un procuror slab la cheremul său, controlabil, șantajabil, manipulabil. Da. Acolo, pe culoarele Parlamentului European, vă întâlniți colegi de dumneavoastră, cu responsabili înalți din Comisia Europeană, nu vă întreabă ce se întâmplă în România? Nu ne mai întreabă, fiindcă toată lumea știe ce se întâmplă în România. Toată lumea a înțeles. De 2 ani de zile, să spun foarte clar, de 2 ani de zile, lumea face o diferențiere foarte clară între poporul român și România pe de-o parte și politicienii pe care avem ghinionul să-i avem în momentul de față la conducerea țării. De 2 ani de zile, colegii europarlamentari din mai multe state membre ale Uniunii Europene îmi spun foarte clar următorul lucru. Felicitări pentru modul în care poporul român iese în stradă pentru a apăra valorile europene, pentru a apăra justiție, pentru a apăra dreptate și felicitări pentru faptul că face acest lucru cu drapelul Uniunii Europene în mână. Despre
membrii Guvernului României, care sunt sub controlul președintelui Partidului Social Democrat, toată lumea știe că ei fac, agenda lor este slăbirea justiției, toată lumea știe că oamenii de fapt doresc în mare parte altceva. Și vă spun sincer că nu mă mai întreabă nimeni nimic despre membrii guvernului. La începutul președinției române a Uniunii Europene, când la începutul fiecarei președinții, orice guvern își pune pe agenda europeană propriile priorități, întrebarea care a persistat timp de 2 luni de zile a fost dacă guvernul condus de Viorica Dăncilă este capabil să exercite timp de 6 luni de zile președinția Uniunii Europene, iar în ultima lună colegii europarlamentari și miniștrii îmi spun mai e puțin și încheiem această președinție, scăpăm de această președinție. Te doare să vezi că colegii de-ai tăi europarlamentari din alte state, miniștrii, spun bine că se încheie această președinție. Prima președinție română a Uniunii Europene era o oportunitate, cea mai bună oportunitate pe care România o are de când am devenit stat membru al Uniunii Europene, de a influența agenda europeană, de a influența deciziile pe marile teme, de a pune teme românești pe agenda Uniunii Europene și de a ne promova țara, căci acesta este sensul fiecărei președinții. Este clar acum, după 3 luni de președinție, că toate aceste 3 obiective au fost ratate. Dar știți că președintele Iohannis vorbea de o președinție de succes recent la Bruxelles. Președintele Iohannis s-a referit la dosarele care au fost închise la nivel tehnic, dar care nu au fost închise de miniștri și cu siguranță nu au fost închise cu contribuția primului ministru. Înaintea oricăror alegeri europarlamentare, preocuparea atât a noastră în Parlamentul European, cât și a secretariatului din Consiliu este să încheiem procesul legislativ pe cât mai multe, pe cât mai multe dosare. Și aceste negocieri, care de multe ori au loc la nivel tehnic, între funcționari români, între diplomați români, fără ca miniștri să aibă vreun merit, astfel de negocieri au mers destul de bine. Rolul guvernului este de a pune priorități politice pe agenda Uniunii Europene, de a defini 2-3 mari teme europene pe care dorește să influențeze deciziile și să definească 2-3 mari teme românești pe care dorește să le pună pe agenda Uniunii Europene. Mi-aș fi dorit ca guvernul României să spună următorul lucru. În luna mai 2018, Comisia Europeană a prezentat propunerea privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Aceasta este prioritatea zero a președinției române a Uniunii Europene pentru a încheia deciziile înainte de alegerile europarlamentare, pentru ca și beneficiarii de fonduri europene să aibă certitudine cu privire la sumele de bani pe care le primesc, condițiile și direcțiile în care vor merge fondurile, cât de curând. Președinția română nu a făcut nimic pe bugetul multianual al Uniunii Europene pe următorii 7 ani de zile. Sunt fondurile care vor veni în România în următorii 10 ani în toate domeniile. Guvernul nu are nicio realizare în acest domeniu. Ca atare, negocierile sunt blocate, munca se va relua, cel mai probabil, după constituirea noului Parlament European și a noii Comisii Europene la începutul anului 2020. Deci lipsa de performanță a Guvernului României ne-a costat 1 an de zile. Deciziile mai se vor lua la Bruxelles în anul 2020, iar la 1 ianuarie 2021, din nou, nimic nu va fi pregătit în practică. Deci asta e diferența pe care o poate face un guvern. Care este cea mai grea întrebare pe care v-a pus-o un oficial european referitor la Guvernul României? Vă spun sincer, imediat după ce a apărut candidatura doamnei Căveși pentru poziția de procuror șef european, câteva zile lumea m-a întrebat, dar de ce guvernul României se opune? Nu am mai văzut asta niciodată la nivel european ca un guvern să se opună unei candidaturi a unui cetățean din propria sa țară pentru o poziție importantă europeană. Dar aceste întrebări au durat doar câteva zile, până când înșiși colegii care mi-au pus acele întrebări și-au dat seama că există un ministru al justiției care dorește să facă pe plac președintelui Partidului Social Democrat, care dorește slăbirea justiției și ca atare lumea a înțeles foarte repede și aceste întrebări nu au mai venit. Vă spun sincer, după ce miniștrii români au prezentat prioritățile președinției române ale Uniunii Europene la începutul anului în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, toată lumea a înțeles că această președinție va fi o președinție slabă și așteptările au scăzut foarte mult. Ca atare, în momentul de față, încrederea în Guvernul României este zero la nivel european, așteptările sunt foarte mici, încrederea în Guvernul României la nivel european este zero din 3 motive. A fost președinția Bulgariei mai bună decât președinția României?
Păi n-a fost atât de controversată, categoric. Deci nu a existat, nu am văzut pe durata președinției Bulgaria a Uniunii Europene un guvern care să încerce să împiedice ascensiunea unui cetățean din propria sa țară într-o importantă funcție europeană. Dimpotrivă, am văzut președinția bulgară preocupată de promovarea cetățenilor bulgari în instituții ale Uniunii Europene, preocupată de promovarea bulgarilor în poziții de director general, de director general adjunct la nivelul Comisiei Europene. Vă aduc aminte faptul că noi, deși suntem a șaptea țară ca mărime la nivelul Uniunii Europene, nu avem în acest moment nici măcar o singură, nu avem nici măcar un singur director general la nivelul Comisiei Europene din România. Aceasta arată eșecul politicii de resurse umane a guvernului României cu responsabilitate directă la Ministerul Afacerilor Externe. Categoric, președinția bulgară nu a fost atât de controversată și nu s-a lovit de atâta lipsă de încredere la nivelul instituțiilor europene cum este guvernul condus de Viorica Dăncilă. Cum a fost perceput la Bruxelles anunțul premierului Dăncilă privind un consens pentru mutarea ambasadei României la Ierusalim, care contravine clar întregii politici europene? Da. A fost un moment de trezire la realitate, dacă vreți. Domnia sa și guvernul României a mai făcut declarații în această direcție. Pierderea de încredere în acest guvern, după cum v-am spus, a fost evidentă la nivel european în ultimul an din următoarele trei cauze. În primul rând, datorită atacurilor la justiție, în al doilea rând, datorită modului în care gestionează economia țării și, în momentul de față, la nivelul Comisiei Europene, toți indicatorii economici privind România sunt pe roșu. Nu reușim să absorbim fonduri europene, creșterea economică încetinește, deficitul este în creștere, investițiile scad, leul atinge minim după minim în raport, minim după minim istoric în raport cu euro, roborul de asemenea este în creștere. La nivelul Comisiei Europene, semnalele privind mersul economiei României sunt clare, care duc o economie în criză. Iar cel de-al treilea motiv pentru care Uniunea Europeană nu avea până acum încredere în guvernul Dăncilă este modul în care guvernul se raportează la propriul popor. Prim-ministru Dăncilă a spus într-o scrisoare, a spus negru pe alb, într-o scrisoare adresată cu antetul guvernului României, președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, lucruri neadevărate despre protestele și protestatarii pașnici de pe 10 august. Premierul Dăncilă a venit în plenul Parlamentului European în 1 octombrie și a spus lucruri neadevărate despre România, despre poporul român, inclusiv despre protestatari de asemenea. Ca atare, încrederea este zero, iar nu pot să numesc anunț, această declarație a premierului privind dorința de mutare a ambasadei României în Israel la Ierusalim se încadrează în portretul unui premier în care Uniunea Europeană nu are încredere. Vă spun următorul lucru. Mai mulți lideri europeni, după ce s-au întâlnit cu Viorica Dăncilă, mi-au spus următorul lucru. Avem impresia că ne întâlnim cu un prim-ministru care nu ia deciziile pe cont propriu, care nu este stăpânul propriilor decizii și nu este niciun semnal mai rău pe care îl putem da la nivel european și partenerilor internaționali decât acela că țara este condusă de un guvern, guvernul este condus de un premier care nu ia propriile decizii. În special când conduci Uniunea Europeană, ai nevoie de oameni politici puternici, capabili să ia decizii în negocieri complicate. Când eu am negociat bugetul Uniunii Europene, am avut și 18 ore de negociere fără pauză. După 10-12 ore de negociere la nivel european, vă dați seama că discuțiile ajung într-un punct pe care nu îl poți anticipa înainte de negocieri. Trebuie să fii capabil să iei decizii. Dacă ești europarlamentar, să obții după aceea sprijinul majorității europarlamentarilor. Dacă ești ministru sau prim-ministru, să obții după aceea sprijinul majorității membrilor Consiliului Uniunii Europene, să prezinți după aceea deciziile publicului și este evident că premierul Dăncilă nu îndeplinește niciunul din aceste criterii. Deci declarația domniei sale a fost o confirmare a faptului că este un premier pe ale cărui vorbe nu pot spune preț deloc. A fost mai abilă Ungaria deschizând doar o reprezentanță economică cu statut diplomatic la Ierusalim, fără să mute încă ambasada? Ideea este următoarea. Există la nivel european
De fapt, spun întâi un lucru mai important, un lucru fundamental. În materie de politică externă, la nivel european, avem în momentul de față principiul unanimității. Adică atunci când Uniunea Europeană vorbește pe dosare de politică externă, prin înaltul reprezentant pe politică externă, trebuie să fie toată lumea de acord. Vă aduceți aminte la reuniunea ministrilor afacerilor externe la București, la finalul lunii ianuarie, când doream o poziție puternică a Uniunii Europene privind situația din Venezuela, două state, prietene cu Federația Rusă, Italia condusă de Salvini și Grecia condusă de comunistul Tsipras, au blocat o poziție fermă a Uniunii Europene vis-a-vis de Venezuela și de aceea poziția Uniunii Europene a fost o poziție slabă pentru gustul meu. De aceea, primul lucru pe care vreau să-l spun aici este următorul. Mi-aș dori ca și în materie de politică externă deciziile la nivel european să fie luate cu majoritate de acum și nu cu unanimitate. Fiindcă mereu când iei decizii cu unanimitate, oricine poate bloca o decizie și mereu deciziile sunt luate cu viteza celui mai lent dintre partenerii. Dar, în ansamblu, majoritar, nu unanim, dar majoritar la nivelul Uniunii Europene, este poziția de a analiza oportunitatea transferării ambasadelor spre Ierusalim, dar într-un context mai larg, nu intempestiv și nu unilateral de câte un stat. Nu mă veți auzi spunând lucruri pozitive despre Victor Orban și despre cum el, prin această decizie a sa, încearcă să nu iasă complet din rând, dar încearcă evident să forțeze limitele a ceea ce poate face fără să alieneze prea mult partenerii europeni, dar nici măcar Victor Orban nu a fost atât de obraznic și mai ales atât de irațional ca Viorica Dăncilă. Se observă o politică așa, undeva parcă este o politică de feliere a Uniunii Europene. Netanyahu a zis clar că vrea să-și facă un vârf de lance din statele europene pentru promovarea mutării ambasadorului la Ierusalim. Trump încurajează la fel o serie de state, în general central-est europene, care sunt favorabile politicii lui. Rusia a obținut la fel niște capete de pod destul de importante. Ce șanse are să reziste blocul european? Această întrebare s-a pus des în trecut și de fiecare dată blocul european a dovedit că a rezistat. Uniunea Europeană a fost lovită de-a lungul ultimilor 10 ani de două mari crize. Criza financiară și economică globală și apoi criza migrației și a refugiaților. Niciuna din aceste crize nu a fost cauzată de Uniunea Europeană, dar ambele au expus vulnerabilități existente ale Uniunii Europene și ca atare ne-am apucat de treabă. Ne-am apucat să consolidăm moneda euro, ne-am apucat de consolidarea sistemului bancar, de întărirea competitivității la nivelul economiilor statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste lucruri sună complicat, dar au fost exact instrumentele de care era nevoie pentru ca niciodată în viitor o criză economică sau financiară să nu mai poată lovi statele membre ale Uniunii Europene așa cum a făcut o criza din urmă cu 10 ani de zile. La fel și cu criza migrației și criza refugiaților. Sigur că poate suna interesant pentru unii. Construim ziduri, construim garduri și așa mai departe. Eu știu din cartea de istorie a Europei că zidurile nu sunt bune. Și de aceea prefer să rezolvăm aceste probleme complexe cu soluții adecvate și anume pentru criza migrației și a refugiaților. Avem nevoie de un control bun la frontiera externă a Uniunii Europene, special pentru ca oamenii să se poată mișca în continuare liberi la nivelul între statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să știm exact la frontiera externă a Uniunii Europene cine intră, de unde vine, unde merge și cu ce gând merge. Trebuie să combatem cauzele acestei migrații. Oamenii nu au plecat, nu pleacă din Africa spre Europa fiindcă le e prea bine acasă, ci pleacă fiindcă nu au acces la apă potabilă, nu au acces la hrană, educație, sănătate și în unele țări din Africa sau chiar și în Orientul Mijlociu, fiindcă le sunt bombardate casele. Ei, ce vreau să spun este următorul lucru. Da, Uniunea Europeană a fost lovită de crize în ultimii 10 ani de zile. Aceste crize însă nu au fost cauzate de Uniunea Europeană, dar soluțiile la marile provocări sunt tot la nivelul Uniunii Europene. Și de aceea spun foarte clar, pentru mine, orice încercare de slăbire a Uniunii Europene echivalează încercării de a-ți distruge propria casă. E clar că la marile provocări ale prezentului și ale viitorului Uniunea Europeană este soluția. E clar că atât în fața unei federații ruse agresive, cât și în fața unei Turcii care îndeplinește tot mai puțin
valori europene, cât și în fața unei Africi în care populația se dublează din 20 în 20 de ani, de la 300 de milioane de locuitori în anul 1970 la 2,5 miliarde în anul 2030, Uniunea Europeană este mult mai bine, fiecare stat membru al Uniunii Europene este mult mai bine poziționat să răspundă acestor provocări împreună cu celelalte 28 de state membre decât am putea o face separat. Dar din cele două crize a ieșit fără o țară. Uniunea Europeană, fără Marea Britanie. Da. Dacă mai urmează încă un exit? Dar nu, nu datorită celor două crize, ci relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană a fost întotdeauna specială. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană. Cum a început procesul? Să ne aducem aminte, în anul 2005, când David Cameron, pentru a deveni președinte al Partidului Conservator Britanic, pentru a obține sprijinul euroscepticilor din Partidul Conservator Britanic, a promis atunci că europarlamentarii conservatori britanici vor părăsi grupul Partidului Popular European și vor înființa un nou grup politic în Parlamentul European. Știu că sună a fi o chestiune tehnică, însă această decizie a lui David Cameron de a face o primă concesie euroscepticilor din propriul Partid Conservator a făcut dintr-o dezbatere mică ce se purta la Bruxelles și ce nu avea nicio importanță pentru opinia publică din Marea Britanie, și anume dacă europarlamentarii conservatori britanici să rămână în grupul PPE sau nu, a făcut în această dezbatere mică o dezbatere mare care s-a purtat la Londra, s-a purtat Marea Britanie, și anume dacă Marea Britanie să rămână sau nu în Uniunea Europeană. Deci ce vreau să spun este următorul lucru. Greșeala aceasta capitală în Marea Britanie de a crede că te poți înțelege cu euroscepticii, cu populiștii, cu naționaliștii, de a le da un deget, aceasta a fost de fapt ceea ce a dus la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu euroscepticii, cu naționaliștii, cu cei care vor să distrugă Uniunea Europeană. Cred că nu poate exista niciun dialog, nicio cooperare și niciun fel de coalizare. Și în plus, e clar că populiștii în Marea Britanie au spus oamenilor lucruri neadevărate, oamenii au votat ca atare înainte de referendum, oamenii au votat în necunoștință de cauză și vedem acum că multe din lucrurile bune pe care anti-europenii, pe care euroscepticii le-au propus, le-au promis înainte de referendum, nu se întâmplă. Vedem că lira britanică pierde din valoare în raport cu euro, nu euro în raport cu lira, vedem că investitori britanici vin spre Europa, nu investitori europeni merg spre Marea Britanie, vedem că rata de creștere economică în Marea Britanie scade, vedem că șomajul crește, vedem că cheltuielile de la bugetul de stat cresc pentru a susține economia, veniturile scad, deficitul crește, ca atare semne negative dinspre economia Marii Britanii. Vă spun sincer, nu văd niciun beneficiu nici pentru Marea Britanie, nici pentru Europa de pe urma ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Să revenim în România, din Marea Britanie. Vom mai discuta despre Marea Britanie cu siguranță, pentru că situația e destul de tensionată. Nu este foarte liniștită nici la București. Președintele Klaus Iohannis s-a hotărât, se pare, să convoace referendumul, un referendum odată cu alegerile europarlamentare. Șeful dumneavoastră de partid, domnul Ludovic Orban, a fost astăzi la o discuție cu președintele. V-a spus care e întrebarea? Toată lumea asta așteaptă, acest răspuns așteaptă. Care este întrebarea? Păi dacă domnul președinte Orban a fost sau nu la o discuție cu președintele României astăzi, numai domnia sa vă poate spune, și de asemenea tot numai domnia sa vă poate spune ce a discutat. Bănuiesc că mai discutați în partid, nu pot să cred că cu ce a discutat domnul Orban este președintele Partidului Național Liberal, din care faceți parte și dumneavoastră. Așa, și dacă domnia sa a fost la Cotrocin, repet, este un lucru pe care doar domnia sa îl poate confirma. De asemenea, și discuțiile cu președintele întotdeauna a fost de prere, că trebuie să rămână discuții cu președintele. Ce vă pot spune este următorul lucru. Dacă domnul președinte va decide să convoace un referendum, noi vom fi alături de el, vom chema oamenii să vină la referendum, nici vorbă de boicot din partea Partidului Național Liberal. Considerăm că este important ca oamenii să își spună punctul de vedere legat de temele pentru care de 2 ani de zile ies în stradă și unde evident actualul guvern a înșelat așteptările oamenilor. Ca atare, știu că este greu, dar trebuie să avem un pic de răbdare, să vedem dacă președintele decide să convoace referendumul, ce temă exact va avea, dar dacă va convoca un referendum cu importanță mare privind parcursul
României, privind parcursul european al României, privind temele legate de justiție, eu voi fi primul care va ieși în, care va ieși în rândul oamenilor și le va spune: acest referendum este bun, veniți și susțineți întrebarea pusă de președinte. Este bun și pentru Partidul Național Liberal în sensul în care vor veni mai mulți oameni la vot? Cum am spus la început, prezența mică ajută doar PSD-ul. Nouă nu ne e teamă de oameni. Noi când am mers astăzi la biroul electoral central să depunem listele de susținători, am mers pe jos, din Piața Victoriei până în Piața Universității. Nu ne-a oprit nimeni să ne critique. Dimpotrivă, au fost mulți oameni care ne-au oprit și am văzut o favorabilitate foarte mare și oameni care au spus lucruri pozitive cu privire la Partidul Național Liberal. Nouă nu ne este teamă de alegeri, nu ne este teamă de vot, nu ne este teamă de oameni, dimpotrivă. Vrem să vină cât mai mulți oameni la vot și nu ne este teamă nici de acest referendum. Dacă președintele îl va organiza, e foarte bine și îl vom susține cu toată puterea politică pe care o avem. Ați discutat, nu știu, de niște propuneri de întrebări. Poate și Partidul Național are niște propuneri de întrebări pentru președintele Klaus Iohannis. Dacă președintele partidului le-a discutat cu președintele României, vi le va spune domnia sa și mai multe... Nu. Ce întrebare spune dumneavoastră la un referendum? Dacă aș fi președinte, haideți să luăm așa un scenariu. Nu mă veți vedea dând sfaturi și cu siguranță nu în public președintelui României. Cum am spus, știu că e greu, dar haideți să avem puțină răbdare să vedem ce va decide președinte. Cred că e foarte bine că a consultat magistrații, e foarte bine că a consultat societatea civilă. Din mesajele postate de societatea civilă ieri am înțeles că s-au putut exprima cu toții la Cotroceni și că președintele a fost receptiv. Ca atare sunt sigur că acea întâlnire a adus valoare adăugată și să avem puțină răbdare. USR are o întrebare. Ce părere aveți de întrebarea USR-ului? Care e întrebarea USR-ului? Aceea referitoare la fără penal în funcții publice. Să meargă să o comunice președintelui, la fel cum să o transmită președintelui, la fel cum oricine altcineva poate transmite președintelui o sugestie și domnia să va decide. Au mai avut o propunere USR-ul legat de incriminarea propagandei comuniste. Cum vedeți o astfel de lege? E utilă, inutilă în România? Am vorbit mult de diferitele gafe dinspre USR și dinspre Plus în ultimele săptămâni. Eu vă spun foarte clar, principalul adversar al Partidului Național Liberal în această campanie electorală este Partidul Social Democrat. Noi cu ei ne vom lupta. USR Plus, în măsura în care au propuneri bune, să și le susțină. În măsura în care au propuneri proaste, oamenii realizează că sunt propuneri ce nu merită susținute, discutate, reflectate. Eu vă pot spune următorul lucru. Vă pot spune că intrăm în aceste alegeri europarlamentare în care avem de o parte europarlamentarii ai Partidului Național Liberal care vor merge în Parlamentul European pentru a activa în principalul grup politic la nivel european, în Partidul Popular European. Și vă pot spune că toate sondajele pe care le-am văzut în ultimele luni la nivel european arată că Partidul Popular European va câștiga aceste alegeri europarlamentare. Ca atare vom continua să conducem Uniunea Europeană și în următorii 5 ani de zile. Iar probabilitatea ca persoana propusă de noi drept candidat pentru poziția de președinte al Comisiei Europene să devină președinte al Comisiei Europene, domnul Manfred Weber, liderul grupului PPR din Parlamentul European, este foarte mare. Este clar că Partidul Național Liberal este cel mai bine poziționat partid pentru a obține ceva pentru România în Uniunea Europeană și datorită afilierii noastre la principala familie politică europeană care va da și viitorul președinte al Comisiei Europene. De partea cealaltă avem Partidul Social Democrat, un partid al cărui europarlamentari nu au reușit să obțină nimic pentru România în ultimii 5 ani de zile, un partid izolat pe plan european, un partid care se află pe contrasens față de candidatul socialiștilor europeni pentru poziția de președinte al Comisiei Europene și vă dau un scris că Franz Timmermans, care este candidatul socialiștilor europeni pentru poziția de președinte al Comisiei Europene, nu va veni în România să facă campanie alături de infractorul Liviu Dragnea, nu va spune votați PSD și nu va participa la niciun eveniment de campanie al PSD-ului.
Deci avem aceste două partide, iar ALDE este în aceeași situație ca și, ca și PSD-ul. PSD-ul este încă astăzi membru la Socialiștii Europeni dintr-un singur motiv, datorită slăbiciunii socialiștilor europeni în multe țări membre ale Uniunii Europene și în special în marile țări europene, de unde vor pierde foarte mulți europarlamentari. În Germania sunt la 15% în sondaje față de 27% la ultimele alegeri. În Italia sunt la 18% față de 41% la ultimele alegeri. În Polonia sunt la 7% și în Franța sunt la 8% socialiștii, iar din Marea Britanie socialiștii europeni vor pierde 20 de europarlamentari ca urmare a Brexitului. Noi, Partidul Popular European, nu vom pierde niciun europarlamentar, căci nu avem partid din Marea Britanie membru la PPE. Doar această slăbiciune a socialiștilor europeni ține încă PSD la socialiștii europeni, un PSD, cum v-am spus, izolat, decredibilizat, care nu poate obține nimic pentru România pe plan european. Iar noile partide, USR și Plus, nu ne-au spus încă dacă sunt de stânga sau de dreapta. Nu ne-au spus încă dacă se vor afilia la o familie politică europeană, unde se vor afilia și când se vor afilia. Aceasta este o întrebare la care, de exemplu, cred că cetățenii români așteaptă răspuns privind Alianța 2020 USR Plus. De asemenea, înainte de alegerile europarlamentare, cum am spus, noi, Partidul Național Liberal, susținem candidatul Partidului Popular European pentru poziția de președinte al Comisiei Europene, domnul Manfred Weber, adică spunem oamenilor foarte clar înainte de alegeri ce vom face cu votul lor după alegeri, cui îl vom da și care este agenda viitorului președinte al Comisiei Europene. PSD-ul, evident, nu susține candidatul socialiștilor europeni pe domnul Timmermans, iar partidele noi trebuie să spună de asemenea oamenilor înainte de alegeri ce vor face cu votul lor după alegeri, cui îl vor da și cum va fi guvernată Uniunea Europeană în următorii 5 ani cu voturile lor. Prefer democrație, prefer transparență. Aceasta este o provocare pe care, de exemplu, aș lansa-o acestor noi partide care candidează europarlamentare. S-au definit ca fiind undeva spre centru-dreapta. Dar fără o afiliere. Dar n-am văzut încă un program politic convingător de centru-dreapta, nici de la USR, nici de la Plus. Credeți că o dispută între PNL și USR în campanie ar putea ajuta PSD-ul? Nu, cum v-am spus, nu, inamicul nostru principal este PSD-ul. De aceea nici n-am dat un răspuns detaliat la întrebarea dumneavoastră privind propaganda comunistă, temă lansată de USR. Cum v-am spus, ei să își explice propriile poziții, oamenii vor evalua, noi nu vom începe, noi nu vom lansa, și pe mine personal nu mă veți lansa, nu mă veți vedea lansând atacuri la adresa USR Plus. Ei nu sunt principalul nostru inamic în acest rând de alegeri, principalul nostru inamic este PSD-ul. Domnule Mureșan, pentru final, un scor pentru 26 mai pentru PNL? Între 25% și 30%, cât mai aproape de 30%, cel puțin un vot în plus față de PSD și 10 europarlamentari. Vă mulțumim, vă așteptăm în campania electorală la Hot News Live. Vă mulțumesc!